Bun găsit la o nouă poveste de viață. O poveste de viață care azi îl are în rolul principal pe Marius Sabău, băimăreanul din lumea hip-hopului, cunoscut drept Bizonul și de la o vreme ca și Ebola, în partea întunecată a muzicii hip-hop. Un hip-hopper care s-a remarcat pe plan local, dar mai mult pe plan național și chiar internațional. Mai multe detalii cu privire la cariera sa muzicală, precum și latura poveștii de viață, vom afla în cele aproape 50 de minute ale emisiunii de azi. Îi spun bună seara lui Marius Sabău. Salut, salut, bună seara și bine v-am găsit. Așadar, Marius Sabău, exponent al muzicii hip-hop, de când cochetezi cu acest gen muzical? Au trecut în jur la 5 ani de când am început, dar încă nu m-am oprit și încă mă pregătesc de lansare. Cred că nici nu e cazul să te oprești. Nu e cazul pentru că sunt multe de spus, cu toate că subiectele tot timpul sunt, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt variate, niciodată nu m-am axat pe un singur subiect. În 2009 am început să fac asta. De fapt, dacă o luăm în ordine cronologică, cred că prin 2001 am început să cochetez cu muzica hip-hop, dar era așa un imbold, un impuls de moment. Erau niște copilării, aveam 15 ani atunci în perioada aia și cred că au trecut undeva la 8 ani de zile când am început de fapt să o iau în serios. Faci obiectul acestei povești de viață în contextul în care în viitorul foarte apropiat tu vei lansa un nou album. La al câtelea album ești, cum se va numi albumul și dacă poți să ne spui în linii mari și ce va conține acest album. Ascultătorii de Ebola se așteaptă la ceva mult mai complex. Adică am avut 3 albume la activ. Albumul ăsta, Ebola, e plin de colaborări. Am lucrat cu băieți la producție, am lucrat cu, pe partea de negative, cu Iluzionist, am lucrat cu Studio Tirat, niște băieți din București. Albumul are 23 de track-uri. E, cred că, cel mai lung LP. L-avem chiar aici, se numește Articol 9. Asta îl pregătim să lansăm acum. Da, va fi un album interesant. Lumea deja cunoaște piesele, sunt o parte din ele și pe internet. Urmează să se comercializeze. Și care a fost feedback-ul celor care îndrăgesc acest gen muzical? Mă bazez foarte mult pe comercializarea albumului. Se fac vânzări prin raburi, cine vrea să-l cumpere îl poate achiziționa. Sunt foarte mulți ascultători de muzică hip-hop și cunoscătorii de muzică hip-hop trebuie să știe ceea ce fac eu aici sau, ca să o luăm așa din punctul ăsta de vedere, e ceva, hai să spunem, consider eu, nu vreau să mă subestimez, dar consider că e ceva ce nu prea s-a mai făcut la noi. Deci un produs care va surprinde ascultătorii de muzică hip-hop, cu alte cuvinte. Da, vă surprinde ascultătorii de muzică. În sens plăcut. Depinde cum privești lucrurile. Ebola nu prea e în sensul plăcut, pentru că dacă o luăm așa și luăm cu mântul din dex, lumea trebuie să știe la ce să se aștepte. Dacă ne luăm ad literam, dar ca și gen muzical, ca și muzică, presupun că va fi o surpriză plăcută. Da, va fi o surpriză plăcută. Și lumea s-a așteptat să-l scot. De fapt, Micul Muc e un nuc, albumul numărul 3, a fost scos anul trecut prin august. De fapt, am scos Matrița în august, în septembrie a fost lansat oficial. A trecut o jumătate de an în care de cât timp lucrez la albumul ăsta. Și cred că e cel mai reprezentativ al meu, pentru că sunt câteva piese care vorbesc exact de perioada de când m-am apucat de muzica asta. Chiar piesa Tot e ăla vechi, este o variantă, de fapt, pe o compilație de-a mea care se numește Tot noi ăia vechi. De fapt, e un featuring cu Ciprian Mihalache, un tip din Rahova. Dar am ales ca piesa să apară pe compilație.
compilația lui Bizonu, pentru că vorbeam despre ceea ce fusesem eu atunci. A fost tul tău nume de scenă. Exact. Iar activul meu nume de scenă e Marius Sabou, pentru că pregătesc și un album din punctul ăsta de vedere, dar va fi ceva mai soft. Ebola e ceva altceva. Ebola e altceva și cred că sunt un actor bun pe albumul ăsta. Îmi place să-mi iau rolul în serios. Păi dacă tot ai vorbit de rol de actor, hai să trecem la povestea noastră de viață, să fii eroul acestei povești. Cu mare plăcere. Și să ne spui câteva date privind nașterea ta, unde te-ai născut, în ce an. Da, m-am născut în Baia Mare, m-am născut exact aici, 25 noiembrie 1986, era o iarnă așa foarte geroasă, din câte mi s-a spus, undeva pe aici, pe la Spitalul Județean, ca să spun așa. Ai anticipat cumva sau ai făcut o trecere la următoarea mea întrebare? Dacă știi că s-a spus ceva neobișnuit sau ceva în mod special despre nașterea ta de la acea vreme? Da, s-a spus ceva neobișnuit despre nașterea mea la acea vreme. Pentru că mama mi-a spus că eram așa foarte negricios, ca să spun așa. Și foarte slab și foarte negricios. Mama s-a speriat când m-a văzut, ca să spun așa. Dar între timp, mă rog, am început să prind culoare în obraj și am început să mă dezvolt. Îți amintești câte ceva din primul tău an de viață? Da, era foarte întuneric. Era foarte întuneric și... Era în perioada aceea ceaușistă. Da, mi-aduc aminte doar, mă rog, mâna doctorului care m-a scos afară acasă. Cam atât. Îți aduci aminte? De acea mână? Sigur, sigur. Mâna aia niciodată nu se uită. Era o mână cauciucată. Te-ar și bruscat? Oarecum? Nu, eu eram destul de energic, vreau să ies afară, pentru că mă săturasem de atâta întuneceală. Și cred că, uite, ca să o luăm așa, din punctul ăsta de vedere cronologic, cred că de acolo mi se trage partea asta întunecată despre care vorbeai tu, legătură cu muzica. Cum ți-ai descrie tu copilăria, mă rog, primii ani de viață mai exact, până să faci primii pași pe linia educațională, adică să intri la școală? Să știi că am fost un băiat cu minte, banal, ca să spun așa. Nu mi-aduc aminte să... Nu știu. Am fost crescut, am primit educația și cei 7 ani de acasă, dar nu mi-aduc aminte să fi făcut ceva ieșit din comun. Cred că eram poate chiar puțin mai timid în perioada și foarte mămos. Crezi că ai avut o copilărie fericită? Sigur că da, sigur. Pentru asta le mulțumesc părinților mei, da, am avut o copilărie fericită. Care e cea mai fericită amintire din perioada copilăriei? Cred că atunci când avusesem primul sărut sau atunci când am sărutat prima dată o fată, cred că se întâmpla undeva la 12 ani, cam pe atunci. Așa de precoce? Așa de precoce, cu toate că eram foarte neștiuitor în perioada. Te-ai simțit iubit când erai copil? Mă simt iubit și acum. Da, m-am simțit iubit și eram tot timpul, mă rog, sub aripa părinților, ca să spun așa. Te simțeai un copil ocrotit? Da, mă simțeam un copil ocrotit și pot să spun că, nu știu, credeam atunci că există un înger care mă veghează tot timpul în perioada aia. Și că îngerul există și acum. Ai frați sau surori? Sau da, ești surori, mai mare decât mine, dar sora mea e stabilită în Anglia. Acolo mă voi stabili și eu cât de curând. Ce îți amintești cel mai bine despre despre sora ta, despre, nu știu, evenimentele petrecute împreună cu ea? Nu știu, întâmplări mai haioase, mai puțin haioase? Au fost multe, dar cu cât înaintez în vârstă, cu atât, mă rog, memory card-ul de aici nu prea le mai înregistrează, dar au fost multe. Am 26 de ani și mă gândesc așa, în trecut am avut o copilărie frumoasă și am petrecut foarte mult timp și la Sibiu. Copilăream și cu sora mea, pentru că mă duceau părinții mei la Sibiu, la bunicii mei, și mai venea și sora mea acolo. De fapt, eram niște copii normali. Nu ieșisem din
în comun cu nimic. Ai avut o perioadă tristă în perioada copilăriei? Pe timpul copilăriei? Nu știu dacă am avut neapărat o perioadă tristă, dar avusem, cred că am rămas cu sechele din punctul de vedere al școlii, pentru că învățătoarea mea era foarte dură cu mine. Învățătoarea mea, de fapt, a fost și învățătoarea tatălui meu. Cu ea a debutat la catedră și cu mine s-a pensionat. Cred că eu am fost cel care i-a împins pensia, ca să spun așa. Deci asta a fost amintirea neplăcută de pe vremea școlii. Oarecum, oarecum. Pentru că îmi permiteam perioada aia să mai chiulesc. Asta însemnând în clasele primare. Iar învățătoarea mea mai mă căuta pe acasă. Mama fiind profesoară de engleză, mi-a fost mie profesoară. Dar nu mă menaja, pentru că dacă cineva îți spune că mama ta sau tatăl tău e profesor, toată lumea consideră, presupun că, mă rog, ești menajat, primești o anumită protecție, ca să spun așa. Nu, n-a fost așa, nu. Chiar mama, când mă ridica, eu fiind cel mai mare din clasă, când mă ridica mama în picioare, mă făcea să mă simt ca un măgar, ca să spun așa, da. Și momentele plăcute din perioada școlii? Da, au fost și momente plăcute. Îți amintești de vreun moment de ăsta plăcut? Da, sigur că da, sigur. Am schimbat școli, am schimbat două școli, pentru că mutasem locuința, mutasem domiciliu, mă rog, în alt cartier, ca să spun așa, și printre altele chiar două licee. Sunt mulți care mă întâlnesc acum, dar din păcate îi uit, pentru că au fost mulți colegi de-ai mei. Și îmi spun, auzi, știi că noi am fost colegi într-o perioadă? Da, se poate, da. Ai realizări din timpul școlii, realizări de care să fii mândru? Sigur că da, și sigur. Am și coronițe care încă le mai păstrez. Și în afară de coroniță? Mă rog, chestii banale, cărți, mențiuni și alte alea. Ce, erai un elev silitor? Încercam să par un elev silitor. Dar nu erai. Oarecum. Hai să spunem că eram. Am înțeles. Nu știu. Am nevoit să fiu, având în vedere că mama era așa, un fel de big brother. Mama era ochiul din spatele meu. În afară de engleza, pe care am înțeles că ai îndrăgit-o, ce altă materie ți-a plăcut? Geografia foarte mult. Și îmi place și acum. Mi-a plăcut geografia, chiar istoria mi-a plăcut. În schimb, matematica am urât-o și o detest și acum. La matematică nu sunt bun, iar cine îmi spune ceva despre matematică sau cine, nu știu dacă l-ai văzut, a fost invitat recent omul calculator, cred că ai auzit de el, cel care socotește foarte repede anumite lucruri. Nu știu, mie mi se pare că mă depășește subiectul, deci legat de matematică nu. În schimb, geografia mi-a plăcut foarte mult și acolo le mai trișam, ca să spun așa, pentru că mai îmi scriam harta aici pe mână. Asta când vreau să nu învăț, pentru că următoarea zi știam că am teză și de multe ori mă prindeau cu lecția tatuată pe mână, ca să spun așa. Și cât timp ți-a luat să tatuezi mâna cu cele necesare a doua zi pentru examen? Ce-o fi fost? Dacă aveam o hârtie în față, cred că mai mult de 10 minute. Erau doar niște, nu știu, chestii legate de relief, de puncte cardinale, ceva de genul ăsta. Am înțeles. Care este viziunea ta în ceea ce privește rolul educației în formarea omului? E foarte important. E foarte important. E foarte important cum te dezvolți. E foarte important ce educație primești. Și cred că sunt cei 7 ani de acasă, primii 7 ani de acasă, sunt esențiali în viața unui om. Contează mediul în care trăiești și contează familia în care trăiești, educația care o primești. Dar sunt și cei care se autoeducă, să spun, poate ei sunt, nu știu, au o viață mai tristă sau o copilărie mai tristă, iar pe parcurs se dezvoltă, mă rog, empatizează foarte bine cu persoane care probabil sunt mai stețe sau au de învățat de la ele. Pe vremea Revoluției, deci Revoluția din decembrie 89 te-a prins pe la 3 anișori și ceva. Cum ai perceput tu acea schimbare de regim? Nu știu, știam că se întâmplă asta și simțeam, de fapt. Nu știam că există lovitură de stat. Nu știam că... nu știam ce înseamnă Revoluția propriu-zis. Dar e o perioadă de care mi-aduc aminte. Cred că atunci, de pe la 3-4 ani, încep să conștientizez anumite lucruri.
Știu că îmi puneam capul sub pernă și îmi scoteam fundul afară de frică. Eram eu cu sora mea și, nu știu, mama se aștepta și în perioada aia ca cineva să... Bine, la Baia Mare nu s-a tras. Dar se aștepta ca... Nu știu, intrase așa în filmul ăsta paranoic. Știa că cineva o să intre peste ea în casă, știa că o să se întâmple ceva. Implicit legat de meeting-ul de la balcon. Mama are așa un... E ca și mine, de altfel. Adică, cum să spun, simțim dinainte că se întâmplă ceva. Legat de meeting-ul de la balcon, știam că o să se întrerupă la un moment dat televiziunea și, mă rog, se va întâmpla revolta, ca să spun așa, lovitura de stat. O simțeam asta. Adică noi eram așa... Nu știu, cred că, de fapt, mi s-a imprimat frica părinților mei, adică nu neapărat frica, teama aia. Mă rog, oricum, lumea a fost, toată țara, de fapt, a fost în alertă în perioada aia. Iar legat de Revoluție, chiar am o piesă pe primul meu album, Bizonul. Bizonul, Marius Sabo, de fapt, că am metamorfozat sau, mă rog, m-am botezat așa cum a botezat preotul, exact așa cum o cheamă pe mine. Se numește 1989, pentru cei care n-au uitat. E o piesă de pe albumul McLean, chiar primul album, albumul Mamut. Am numit albumul Mamut pentru că e un album greu. Adică am atins... Se digeră mai greu? Nu neapărat se digeră mai greu, dar e și un album lung, adică lung și greu. Chiar am o piesă acolo legat de Revoluție, am spus asta, 1989 se numește, dar în general am atins și foarte multe subiecte politice în albumul ăla. Și chiar am o piesă, de fapt, de singura piesă în care vorbesc despre Baia Mare. Singura piesă despre care vorbesc despre Baia Mare sau despre cartier. Lumea nu mai vrea să audă despre asta pentru că asta s-au vorbit mult timp la rând și lumea nu e interesată să afle. Iar dacă vrei să afli ceva despre oraș sau despre cartierele din București, e de ajuns să ieși afară și să vezi cam cum stau lucrurile. Nu cred că e nimeni interesat să audă despre blocurile gri. Cum a fost, Marius Sabău, pe vremea liceului? Un mare derbedeu pe vremea liceului. Eram în clasa 9, am început chiar clasa 9, eram înconjurat de fete pentru că eram la un liceu cu un profil de croitorie. Acum dacă mă pui să pun ața în ac, n-am să știu, pentru că nu eram atent la ceea ce făceam acolo, de fapt practica pe care o făceam acolo. Eram înconjurat de fete și, de fapt, tot liceul era bântuit de sexul feminin, ca să spun așa. Și cred că te simțeai în lumea ta. Mă simțeam ca un pește în acvariu, da. Da. Și după liceu, ce facultate ai urmat? Facultate nu am urmat, pentru că am preferat să mă descurc singur, să fac niște bănuți. Nu știu dacă neapărat de un regret pe care să-l am, dar cred că este timp și pentru asta. Absolut niciodată nu e târziu. Da. Cred că astfel din mâine că, da, într-adevăr e foarte important să-ți continui studiile după liceu, dar, mă rog, societatea în care trăim, nu știu dacă îți mai oferă posibilitatea pe care o aveai în urmă cu 20 de ani, ca să spun așa, atunci când, dacă aveai o facultate, puteai să faci ceva în domeniul ăsta. E astfel din mâine că, într-adevăr, pe care poți să-l scoți atunci când știi că vei sta aici și că vei face ceva în domeniul în care ai terminat. Cum a fost perioada adolescenței pentru tine? Când am descoperit femeile a fost interesant. Cred că despre asta mi-amintesc foarte mult, despre adolescență, despre femei și chiar vorbeam despre școală, despre clasa noua. Atunci, de fapt, singurul an care l-am făcut clasa noua în liceul de profil croitorie, dar după aceea am continuat restul undeva în apropiere unde stau eu, la un liceu. Aurel Vlaicu se numește. Da, a fost interesant. A fost interesant. Avusesem o relație care a început undeva la 15. Vom ajunge și aici? Da. Dacă îmi poți spune faptul că te-ai regăsit într-o situație mai neplăcută pe vremea adolescenței, nu știu, ai intrat în anume belele sau ai avut parte de așa ceva sau nu? Ai fost un băiat cu minte? Într-adevăr, când te anturezi cu persoane care sunt sub clasa ta socială, hai să spunem că te mai prostești,
când ești copil și ești adolescent. Da, au fost niște momente. Boacăne, mai exact. Da, au fost niște momente în trecut, dar... Da. Nu se pot povesti. Momentan nu. Cred că emisiunea va fi difuzată la o oră în care nu cred că e permis. Este clasa socială importantă în viața ta? E foarte importantă clasa socială, da. Și e foarte important mediul social. Ideea e că trebuie să existe un anumit respect, indiferent cu cine interacționezi, indiferent de clasa socială. Adică dacă un om stă pe stradă și e nevoiaș, important e să respecti, indiferent că e acolo sau poate pe parcurs va ajunge mai bine. Poate ai 3 facultăți, poate ești unul care nu are după ce bea apă, e important. E importantă clasa socială, dar important totodată e și are și legătură cu respectul. Important e să fii respectat și să respecti indiferent de clasa socială în care e. Deci respectul e pe primul loc. Este pe primul loc, da. Ai făcut armata? Armata nu am făcut-o, nu. Am scăpat. Regreți? Nu regret. Am scăpat de armată. Știi că există vorba aceea că cine n-a făcut armata nu se consideră sau nu poate fi considerat bărbat. Nu știu, cred că e un mit prostesc sau cine a inventat asta sau cine a scos vorba asta, nu cred că e valabilă. Pe vremea când se făcea armata. Da, pe vremea când se făcea armata și tata a făcut armata și... Ți-a povestit cum a fost în armată? Oarecum a făcut undeva la Târgoviște și erau alte vremuri. Se întâmpla undeva prin 70 ceva. Nu putem să comparăm acum 30 de ani ce am fost și cum e acum. În urmă cu 8 ani de zile m-au chemat la recrutare. Ai avut oarece emoții? Nu, am avut un handicap și l-am și acum. Platfus la picior. Am înțeles. Cum îți petreci tu timpul liber? E ciudat. Adică e ciudat că e greu să-l împarți, e greu să-și gestionezi timpul. Adică ești foarte ocupat? Da, sunt și ocupat, dar nu știu, cred că urmărind un film bun, cred că e suficient. Într-o seară când ești foarte obosit și ai și tu timp liber, nu știu, sunt momente și momente, cred că orice om trece prin diferite stări. Dacă ai o stare proastă, poate e, nu știu, necesar să ieși cu un prieten la un suc sau cu o fată la un suc sau undeva într-un club, undeva să asculți o muzică frumoasă, să te distrezi. Dar poate și pe internet, stând de vorbă cu cineva sau lucrând, eu am observat că atunci când am o stare poate mai o stare de spirit mai proastă, îmi place să creez, îmi place să iau bătrânește, ca să spun, pixul în mână și foaia și să scriu. Eu niciodată nu mi-am scris versurile pe calculator, pe mașina de scris, totdeauna l-am scris cu pixul, iar după aceea aranjez. Atunci când am o stare proastă, prefer să creez ceva, să fac ceva, să mă scot din starea asta. Niciodată nu m-am bazat pe un prieten care poate să mă scoată din starea asta. În schimb, eu cred că sunt important pentru cel care are o stare dificilă, pentru că știu să-l ascult și poate are și nevoie de un sfat. Îți amintești de prima ta întâlnire cu o fată? Aoleu, da, îmi amintesc. Da. Când s-a petrecut? Prima mea întâlnire? Nu știu dacă a fost neapărat o întâlnire. Eram vecin de cartier. Bine, e prematur așa să vorbim despre perioada copilăriei 12-13 ani, când nu prea știi ce să faci cu o femeie. Dar la 15 ani, am avut o relație de cam 2 ani și vreo 8 luni, cam așa. S-a finalizat prost, pentru că nu știam să o apreciez, nu știam să o iubesc. Și tipa între timp a fost și măritată. Tipa a fost măritată, a divorțat. Cam aia e, da. Dar noi, eu, cum să spun, noi ne simțeam bine. Adică era începutul nostru. Și domnișoara în discuție era și persoana căreia i-ai dat primul sărut? Nu, n-a fost prima care am dat primul sărut. Dar a fost cea, nu știu, care mi-a pus mie capac, ca să spun așa. Îmi plăcea foarte mult de ea, dar nu prea știam. Adică prima dragoste care nu se uită niciodată. A fost prima dragoste și cred că și din punctul ei de vedere am fost eu primul bărbat și prima dragoste ei. Aveai visuri sau ambiții când erai copil?
Cred că orice copil visează să ajungă Superman la un moment dat. Și tu la ce ai visat să ajungi? Nu știu, cred că mama visa în locul meu în perioada aia. Mama visa să ajung un mare doctorat și un mare avocat. Da, nu știu, cred că muzica mi-a plăcut dintotdeauna și cred că cam pe acolo m-am axat și maxe și în momentul de față. Chiar revenim puțin la copilărie, încă de când eram mic ascultam muzică și cred că acum e greu să vorbesc despre un copil de 5 ani care să le știe pe de rost piesele. Nu mă refer la cele de acum, mă refer de perioada aia, anii 80-90. Adică tu știai piese de la cap la coadă? Nu, mă uitam la televizor foarte mult. Mă uitam la televizor foarte mult și ascultam cam tot ce era de ascultat în perioada aia. Și ce gen de muzică agreai? Îmi plăcea foarte mult. Nu știu, nu eram foarte selectiv atunci. Cam ce era pe televizor aia ascultam. Începând de la Nirvana, Guns N' Roses, până la, nu știu, poate și comercialul de atunci. Dar cred că comercialul de atunci, muzica comercială de atunci sună mai bine decât cea de acum. E just. Erai atletic dintotdeauna? Nu, eram foarte leneș. Nu eram atletic. Au fost câțiva care m-au solicitat, vino și tu la box, vino și fă ceva, încearcă să te dezvolți din punctul ăsta de vedere sportiv. Îi apreciez pe foarte mulți, adică am foarte multe cunoștințe care fac sport și îi apreciez. E important să faci ceva legat de sport. Și nu te-a atras niciodată sportul, să faci sport de performanță? Da. M-au atras, dar erau foarte multe activități în perioada aia încât să mă mai gândesc că aș putea să plec foarte mult în deplasare și nu, mi-era bine acolo unde eram eu. Da. Ce cluburi frecventezi? În București frecventez multe cluburi, dar și, nu știu, aici în oraș nu știu dacă există neapărat un club care să fie pe domeniul meu. În schimb, nu, toată lumea știe asta, nu agrez, sau nu că nu-i agrez pe ei ca persoane, ca indivizi, dar nu ascult lăutărie, ca să spun așa. Dacă e muzică house, nu prea contează, important este să ai o companie lângă tine și să ai ceva bun de băut. Cred că e suficient. Muzica e doar o, nu știu, doar o chestie care te face să te simți bine. Ce oameni deosebiți ai cunoscut în viața ta până acum? Și dacă a existat vreunul sau mai mulți care și-au pus amprenta asupra dezvoltării tale ca om, ca muzician? Oameni din showbiz te referi? Nu neapărat. Oameni care au contribuit inclusiv la formarea ta ca om. Nu știu, idoli sunt mulți. Adică idoli sunt mulți. În formarea mea ca om, nu știu dacă, cred că părinții au fost cei care m-au făcut să ajung cel care sunt acum. Sau poate și femeile m-au făcut să fiu cel pe care sunt acum. E important, e importantă și experiența pe care o ai. Sau experiența dobândită. Din punctul ăsta de vedere relațional, e important să capiți o anumită. Cred că și un eșec în dragoste, până la urmă, e o chestie care te dezvoltă oarecum, mental vorbind. Și ai și tu, cum să zic, pretențiile tale. Știi că atunci când ai greșit, știi să nu mai faci greșeala aia. Cu toate că când am avut relație, nu știu, eu sunt un tip foarte corect. Eu, mie îmi place să fiu corect și să primesc corectitudine. Și respect totodată. Imaginația sau fantezia fac parte din viața ta? Unde este fantezie? Da. Să văd dacă ai fantezie. Da, sigur că am fantezie. Dar fanteziile s-au... am trecut peste etapa fanteziilor. Momentan nu am fantezie, am avut fantezie. Mi-au plăcut tot timpul negresele. Și chinezoicele mi-au plăcut. Îți mai plac? Da, am câteva femei care, pe care le îndrăgesc. Da. Pentru ce ai optat acum? Pentru o negresă sau pentru o chinezoaică? Nu știu, cred că pentru o femeie care să mă respecte pentru ceea ce sunt eu aș opta. Îți plac blondele, brunetele, roșcatele? Nu știu dacă culoarea pielii are vreo relevanță. Sau a părului? Da, a părului oarecum. Oarecum am avut câteva blonde care m-au tras în piept, ca să spun așa. Da, brunetele sunt cele care, pe care le prefer eu. Când
De fapt ai zis când ai început muzica? Da, da. Am, în 2001? În 2001 au fost niște chestii copilărești. În 2009 am scos niște mixtape-uri. Un mixtape... Stai să ne oprim asupra celor chestii copilărești în 2001. Prima ta experiență muzicală? Prima mea experiență muzicală a fost... nu știu, ad hoc, ca să spun așa, adică ne-a luat cam în jur la 2-3 zile să finalizăm un album. Nu, sincer, nu prea mi-aduc aminte foarte bine cam cum procedam atunci, dar era un băiat în cartier la mine care era poate la fel de dement ca mine în perioada aia. Și, nu știu, cred că orice puștan, orice MC care începe de undeva, cred că așa am început și noi. Adică înregistram pe un casetofon nemțesc cu, adică în dublu casetofon incorporat așa, și trăgeam piesele pe negative de la Biggie Mafia, de la La Familia, Paraziții, cam ce era pe atunci. Asta atunci a fost pragul ăla între hip-hopul de calitate și între partea de comercial. Cam asta făceam noi. Nu prea ne interesa atunci cum sună, era important să ne ascultăm noi și să zicem da, mă, da. Să vă auziți cu alte cuvinte. Da, era mai mult o chestie ca să fim noi șmecheri în cartier, nu? Iar în 2009 am scos, revenind la mixtape-ul ăsta de care vorbeam, e un cuvânt poate nefamiliar pentru cei care nu cunosc ideea. Chiar te rog să spui exact ce înseamnă, de unde se trage. Cu toate că dacă iei motamo cuvântul mix și tape, de fapt înseamnă de fapt o casetă mixată, ca să spun așa. Cuvântul mixtape sau termenul de mixtape e de fapt un produs pe care, adică tu înregistrezi pe niște negative căruia nu ți aparțin, fără drepturi de autor. Aici nu vorbim de case de discuri, pentru că e cu totul altceva. Dar dacă asculti un negativ pe internet și l-asculti și sună bine, tu ți imprimi vocea pe el și cam asta e. Am scos 40 de piese cred că în 4 luni de zile, cam așa. Deci a fost un foc automat, a fost un impuls de moment. Lucrai zi, noapte la acel album? Un moment muzical, ca să spun. A fost un antrenament muzical, Chimia Sufletului s-a numit, aviz lui Antitalent, băiețașul care apare și pe albumul numărul 3000 cu Muche Unuc, care momentan încă mai îmi cere produsul, dar prefer să-l păstrez pentru mine, pentru că nu prea mă interesa atunci masterizarea, cum sună mixajul, cum sună. Cred că a fost un antrenament, e ca și la sala de forță. Când încep primul contact cu... Da, când încep prima săptămână, ești un pic haotic și încerci să faci din fiecare câte puțin. Cam asta am făcut și eu din punct de vedere muzical. Din fiecare câte puțin. Cu toate că dacă faci o comparație, trăgeam acasă, trăgeam cu căștile pe urechi și a ieșit ce a ieșit. Au fost anumite chestii și legate de partea politică, pentru că am început să-mi dau seama că aș avea ceva de spus din punctul ăsta de vedere. Era o chestie, mă rog, o caterincă aleatorie, ca să spun, era o chestie votați bizonul președinte. A fost un maxi single. Iar te temeai de repercusiuni? Nu mă temeam de repercusiuni, pentru că lumea a luat-o ca un pamflet. Cu toate că nu puteam să schimb nimic. Dacă ar fi fost de să schimb sau să îndrept societatea în care trăim, aș fi putut să o fac încă de atunci, dar muzical vorbim doar. Iar chiar prima mea piesă în 2009 s-a numit Anatomia Porcilor. Tot așa a fost o chestie care n-am luat-o în serios. De unde numele de scenă Bizonul? Cred că datorită greutății mele de atunci. Aveam 100 și vreo 28 de kilograme și cred că eu m-am botezat așa, nu știu, mi-a plăcut mie cum sună. Cu toate că foarte multe produse au fost semnate așa și chiar anul trecut compilația lui Bizonul e cam ultimul produs din brandul ăsta. Da, mă interesa foarte mult aspectul ideii de Bizon, pentru că m-a interesat atunci în perioada aia chiar să scot așa un brand din punct de vedere vestimentar, cu niște, exact cum se purta acum, nu vreau să dau nume, dar cum se poartă acum tot felul de hanoraci, așa m-a interesat și în perioada aia să fac ceva pe partea asta. Legat de compilația lui Bizonul, i-am adunat pe toți cu care am lucrat de, cred că sunt 4 ani de zile.
Au fost și câteva fete, au fost și câțiva băieți, oricum e exact ca pe vremuri. Compilația lui Bizonu e exact cum arătau probabil casetele alea vechi, TDK-urile alea, dacă ți-aduce aminte, 90 de minute, deci atâta ține compilația. Da, i-am adunat pe toți cu care am lucrat, așa, în semn de respect pentru cei care au colaborat cu mine. Și sunt undeva la vreo 40 de artiști. De ce ți-ai schimbat numele de scenă? Deci am trecut de la Bizonu la Ebola. Ebola e total diferit. Total diferit. Încercasem așa, pe de o parte, să lăsăm o parte partea politică, să fac și niște piese de dragoste, cu toate că au ieșit bine celor care le ascultă, adică o grămadă de femei probabil care le ascultă și care se simt bine. Poate se regăsesc foarte mult din experiențele lor în piesele mele. Dar Ebola e total diferit și e chiar cum vorbeai tu despre partea aia întunecată, e underground, deci e ceva underground, curat. Underground pur. Și chiar primul meu album, Sindromul se numește, în 2011 l-am scos chiar de Paști. Nu știu, am observat că atunci când le scot de sărbători, chiar un anumit timp au o trecere mai bună. Da, dezechilibrat psihic. Albumul 2 l-am scos de Crăciun, iar cel dinainte, Sindromul, l-am scos în 2011 de Paști. Păcat că nu l-am la mine să ți-l prezint, dar e chiar un album bolnovicios și chiar un album foarte sinistru. Au fost multe piese în care le-am scos și sub o anumită influență, ca să nu spun de care. Când zice Bola, te gândești la cei mai rău, de ce tocmai acest nume de scenă? Am observat că mai există o trupă cu numele Bola. De fapt, e o formație, o trupă de rock, dar nu știu despre ce, de unde sunt ei, de fapt. Cred că sunt undeva din Germania sau din Ungaria. Mi-a plăcut mie cum sună. Adică, știi, e boala aia cronică. Dar hai să spunem că aș vrea ca cei care ascultă proiectul ăsta sau care ascultă albumul ăsta, cel puțin Articol 9, să aibă o hemoragie din punct de vedere auditivă. Adică mă refer la celor de care m-am luat în albumul ăsta, pentru că legat de partea politică sunt mulți pe care i-am atacat. Și aștept să mi se răspundă. Și chiar din punct de vedere al artiștilor. Da, chiar am văzut pe copertă niște referiri la cântăreți, mă rog, artiști din muzica pur comercială. Da, din muzica pur comercială, da, sunt câteva atacuri directe și nu e prima dată când o fac. Uite, dacă ne uităm aici puțin pe conținut, chiar este un interludiu care încerc să analizez puțin piesa Corinei, piesa Ta, care a avut un mare succes pe radio, dar presupun că nici ție nu ți se pare o piesă care să aibă vreo logică. Și într-un final, știi, te gândești așa că e ca și piesa Madonei, Material Girl, adică fetele sunt materialiste, indiferent de cât de mult ridică coada sus, ca să spun așa. Da, sunt câteva atacuri și uite, de exemplu, am o piesă, se numește Bucurie. E și o piesă religioasă, e cu Ieromâna Panfilie, un preot renumit din Iași. Nu știu, cred că e autentic albumul ăsta. E autentic, și cei care au ascultat albumele, cele trei de dinainte, cunosc genul. Cum percep tu mișcarea muzicală din România? Avalanja de trupe, de artiști care răsare așa peste noapte ca ciupercile după ploaie. Nu, mă refer la celelalte genuri muzicale. Aș vrea să te referi și la hip-hop. Ajungem și acolo. La celelalte genuri, cred că e o infuzie de muzică așa comercială de foarte mult timp. Și culmea care trecere foarte mare la radioascultători sau la telespectatori când vorbim de videoclipuri. Cred că, hai să spunem, veriga puternică din punctul ăsta de vedere al comercialului a fost piesa Inei, Hot. Deci piesa Hot a Inei, cred că a purit avalanșa, ca să spun așa. Toate piesele sună la fel și muzical vorbind e doar popcornul ăla care e pe radio, adică bumții aia care asculti tot timpul în urechi. Nu mai sunt valorile, toate valorile au dispărut, din păcate.
Tot timpul, cred că muzica, adică muzica românească a avut de suferit. Au existat perioade în care nu știu dacă îți mai duci tu aminte, cu siguranță îți aduci aminte de perioada șlagărilor, Mirabela Dauer sau Angela Similia sau. După aceea a început să apară Școala Vedetelor, dacă îți aduci aminte. Era așa, tot așa, un brand ușor comercial. De acolo, din Școala Vedetelor, au început să pornească anumiți artiști care și acum momentan există pe piața muzicală. Dar industria e la pământ. Și având în vedere că industria e la pământ și internetul a luat o mare amploare asupra artiștilor, nu prea se mai fac vânzări, trupele se retrag, e trist. Și din perspectiva hip-hopperului, cum cataloghezi industria muzicală de profil? Nu știu, eu îmi fac meseria așa cum știu. Eu îmi fac meseria așa cum știu și așa cum, cum am început, de fapt, cu toate că lucrurile evoluează în timp. Și în hip-hop lumea s-a cam stricat, ca să spun așa. Sunt câțiva artiști care s-au stricat și s-au stricat rău de tot, dar vorba cât de cât, că e foame de bani mai la tot, la tot omul. Și, dar e păcat, e păcat. Mă refer la Puia, mă refer la ceea ce făcuse Puia în perioada la Familia. Lumea a conceput așa și lumea a conceput ca imagine, ca subiect, ca mesaj, ca ideea de trupă. Acum e ca și, nu știu, ca și cum ai încercat să cânti la operă, să cânti la operetă, iar la un moment dat, după 2-3 luni, ajungi să cânti la cel mai jegos club, ca să spun așa, la cea mai jegoasă crâșmă, muzică lăutărească. Și cam acolo e cam acolo să din punct de vedere la hip-hopului. Se poate vorbi de nume grele ale hip-hopului românesc? Un nume care cântăresc greu în muzica de profil și chiar în industria muzicală românescă? Sigur că da, sunt trupe care atunci când au concerte, lumea plătește un bilet, lumea respectă artistul, lumea își cumpără CD-ul, exact cum încerc să fac și cu discul ăsta, există deja scos triajul de CD-uri. Dacă respecti munca unui artist, cred că e ok din partea ta să dai 20 de lei cât costă un album și să-l ai acasă. Dacă și în România, crezi că există respect față de munca unui artist din sfera muzicală? Da, sunt niște trupe care nu s-au compromis. Paraziții sunt cei care încă mai reprezintă ceva din punct de vedere muzical, al hip-hop-ului mă refer, de restul chiar nu mă interesează. Mai sunt și băieții de la Mafia, care fanii care au fost acum 10 ani au rămas aceiași. Da, sunt, dar prea puțini. Vorbeam de pragul la 2001, mă refer, 2099-2000 era perioada când încă mai existau trupe sau era avalanșa de trupe al hip-hop-ului. Erau foarte mulți băieți, cred că în orice cartier al Bucureștiului găseai cel puțin 2-3 trupe de hip-hop care își făceau treaba și care vindeau prin case de producție. Cu ce artiști sau trupe hip-hop ai colaborat sau colaborezi și în prezent? Am încercat, atunci când fac o piesă, nu-mi propun să colaborez cu nimeni. Dacă îmi place cineva cum sună, probabil primește un proiect de la mine și îi spun: tată, uite, ai de făcut acolo, ai de tras acolo, ai de făcut un refren, un dublaj. Sunt, dar eu încerc să mă ocup de cei care nu-i prea cunoaște lumea. Adică încerc să fiu eu călăuzitorul de paște al lor. Și da, sunt mulți, nu știu, am colaborat cu foarte mulți băiețași, dar încerc să-i aduc eu pe drumul cel bun. Dar dacă vor să ajungă și ei undeva sus, cred că eu sunt cel care poate să le dea, nu știu, șutul ăla în fund de care au nevoie ei ca să ajungă undeva, să facă și ceva. Cred că nu... Da, aș putea să colaborez și cu trupe mari. Ar fi, cum să zic, un schimb echitabil pentru mine ca promovare, oarecum, pentru cei care încă nu m-au auzit de mine. Dar îmi place să iau pe cei care își fac treaba bine, dar care stau și ei undeva în umbră. Iar atunci când ies undeva sus și ajung sus, e treaba lor. Ai artiști preferați? Mă refer la industria muzicală românescă. Da, sunt oameni pe care respect. Sunt artiști pe care respect. Și sunt câteva nume care, nu știu. Care ar fi aceia? Nu știu, îmi place, uite, îmi trece mie prin cap acum, îmi place Andrei Gheorghe foarte tare. Îmi place Tudor Chirilă ca artist și îmi place Tudor Chirilă ca
ca scriitor, am înțeles că și-a lansat o carte. Sunt câteva nume care, nu știu, în care tind să mă regăsesc, oarecum. Și la polul opus, Antipatii, în muzica românească. Mai avem încă o oră de emisiune? Sunt mulți și nu cred că aș putea să le dau nume, dar va trebui să faci prelungiri. Se fac, nicio problemă. Nu știu, hai să spunem că n-aș vrea să-i atac direct pe ei. Pentru că așa cum i-aș ataca, nu cred că ar fi bine pentru ei. Îți respect dorința. Dar cred că cei care n-au făcut bine de la început sunt posturile de televiziune. De fapt, ei sunt cei care coordonează lucrurile, care coordonează mișcările și cred că ei sunt cei care îi invită la emisiune. Sunt foarte multe, nu știu, foarte mulți nei ca nimeni care apar și nu mă refer doar la muzică, mă refer în general. Și apar pe niște chestii total penibile. Ei n-au de fapt nimic de făcut, nu au nimic de spus, dar ei sunt în emisiuni. Crezi că nu se promovează suficient de mult muzica hip-hop? În România vorbesc. Vreau să mă întorc puțin la întrebarea ta legat de, mă rog, nulitățile astea de care vorbeam. Sincer, uitându-te la televizor, presupun și tu seara, de ce ai fi tu interesat, probabil, să vezi că, pot să dau nume? Ioana Tufaru, de exemplu, slăbește 20 de chile. E o chestie care să te formeze pe tine, să înveți ceva de la chestia asta? Nu cred. Ce mă întrebase? Te întrebasem dacă așa consideri că posturile de televiziune de profil promovează suficient de mult muzica hip-hop. Nu mai sunt posturi de profil care să promoveze asta. Era un post care s-a îngropat de mult, Atomic TV se numea, unde găseai o întreagă zacuscă muzicală și găseai foarte multe trupe rock, dance, pop, nu știu, comercial și implicit hip-hop. Deci era o întreagă adunătură, pentru că chiar lumea era interesată. Era undeva prin 98-99, mă refer, când încă internetul nu era atât de cunoscut sau accesul la internet era destul de greu de obținut. Și poate așteptai și tu să vezi un videoclip de la Familia sau Ilegal sau trupele care reprezentau ceva atunci în perioada aia. Legat de hip-hop, da, e hip-hop-ul ăla coclit, ca să spun așa. Exact trupele care s-au stricat sau exact MC care au voce sau care au ceva de spus în domeniu și au ajuns să nu știu, să facă featuring cu diferite elemente, diferiți indivizi de pe la Okapi Sound sau de la HaHa Production. Pur și simplu, e vorba de asociere. E vorba de hai să-l asociem pe ăla cu ăla și să încercăm să facem ceva comercial, să scoatem bănuți. Idolul tău din muzică, cine este? Din muzică în general sau din hip-hop? Din hip-hop. Sunt băieții pe care îi respect și îi respect de când eram eu puștan și de când eram eu fan. Nu știu, cred că sunt și băieții de la Paraziții pe care îi respect foarte tare și care încă mai au ceva de spus. Cam ei. Da. Unde te vezi peste 5-10 ani în plan muzical vorbesc? Nu știu, cred că o să-mi fac un studiu undeva la țară. Dacă preferabil ar fi un coteț unde pot să nu mă deranjeze nimeni, să fie foarte antifonat sunetul. Peste 10 ani cred că mă văd undeva, nu știu, cred că cu familie, cu copii, burtos, chelios și toate alea. Și pe plan muzical? Pe plan muzical, cred să mai meargă treaba, adică cu toate că sunt slabe șanse. Sau să te întreb altfel, care sunt idealurile tale muzicale? Muzical există flux și reflux. Întotdeauna va exista un flux și un reflux. Atunci când vine fluxul, vin o grămadă de trupe pe val. Din păcate nu sunt cei care se promoveze. Dacă va fi un reflux peste 10 ani, înseamnă că eu voi fi pregătit să-l fac. Probabil, dacă nu voi fi eu peste 10 ani din punct de vedere muzical sau poate mă voi izola undeva, aș vrea să existe, îți mă duc aminte de Electrecord, de vinilurile alea, exact așa vreau să mă gândesc că vor exista CD-urile puse deoparte și o să-mi aduc aminte și o să zic, băi, ăsta am fost eu acum 10 ani. Sună bine. Sună bine așa, să spun și eu, o carieră internațională? Cred că orice MC e interesat de o carieră internațională. Nici în afară, nici în state nu mai e hip-hop-ul care a fost.
sau cei care au fost și încă mai sunt în domeniu sunt foarte bătrâni și nu prea mai sunt interesați de chestia asta. Dacă am ajuns să facem featuring cu cei de afară, da, sunt câteva nume, de exemplu cum e Mihai, cum e Biță, care a colaborat cu Biruile de la Cypress Hill. E o chestie interesantă pentru cei care ascultă hip-hop, pentru cei care sunt fani hip-hop și pentru cei care au crescut în Cypress Hill, le plac Biță, sunt fani Biță, își cumpără CD-ul Biță și da, e o asociere bună. Dar și Cypress Hill numai aici a fost. Dacă vine o trupă gen Two Unlimited sau Alphaville și îți cântă undeva aici în apropiere într-un sat, ți se va părea puțin ciudată ideea, pentru că trupele alea deja au început să o facă doar de dragul anilor apuși, anilor trecuți. Crezi că am omis ceva din povestea ta de viață? Sau o completare dacă vrei să faci? Am omis ceva din povestea mea de viață, cu siguranță voi mai avea ceva de spus și data viitoare. Nu cred că am omis ceva din povestea mea de viață, dar dacă mai ai ceva să mă întrebi, am să-ți răspund. Eu consider că am atins toate punctele de viață posibile și așa că te rog să tragi o concluzie. Concluzie din ce punct de vedere? Din perspectiva muzicală. Din perspectiva muzicală, eu vă aștept și mâine la lansarea mea. Pot să spun unde e lansarea? O să vadă telespectatorii imagini de la acel eveniment. Eu vă aștept să veniți acolo la lansare, unde se vor, mai vreau să mai prezint o dată albumul. Articolul se numește. Aici albumul ăsta se va și vinde. Adică cine va fi... Te rog să mai întorci încă o dată la cameră. Va fi un triaj nu foarte mare, pentru că în club respectiv nu încap mai mult de 100 de persoane, dar lumea o poate contacta și pe Facebook, Ebola Oficial cu 2DF sau Sabo Marius pe Facebook. Și mai există și conturile de YouTube, care sunt la fel de simple, Sabo Marius, unde găsești și piese vechi și piese noi. Am să fac și un cont, de fapt există și un cont oficial Ebola, dar urmează să se mai lucrează între ele. Și va fi și un site de promovare. Legat de muzică, aștept să fac lansarea la albumul ăsta, să, cu siguranță că le va place la foarte mulți. E genul de CD-ul sau genul de album care se poate asculta și în mașină când ești la drum lung, se poate asculta și acasă și se poate asculta și atunci când ești mult prea incoerent să mai scoți două vorbe, atunci când consum foarte mult. Am să scot și o linie de tricouri. Vor fi niște tricouri simple, un pack 100%, în care vor fi inscripționat Ebola. De fapt, există vreo 6 modele, urmează doar să le scot. Cei care sunt interesați de asta mă găsesc pe internet sau vă contactează pe voi. Iată așadar perspective de promovare Ebola. Îți mulțumesc pentru această poveste de viață. Și eu îți mulțumesc, Cristian, și noi rămâne să ne mai vedem. Poate data viitoare, când lansez albumul ăsta la care lucrez de un an jumătate, de fapt ultimul album cu Marius Sabou. Chestia asta cred că va fi un capitol închis. Atunci... cu siguranță îl voi prezenta și la voi. Multe din piesele care sunt pe album vor fi și mâine la concert. Adică vor fi și piese de pe albumul ăsta nou, dar vor fi și piese care deja lumea le cunoaște. Aceasta a fost așadar povestea de viață a băimăreanului Marius Sabou, un exponent al muzicii hip-hop. Muzica hip-hop care, iată, are tot mai multă trecere, atât în țară cât și peste hotare, însă trebuie să spunem că muzica hip-hop a avut un apogeu în anii 1995-1996. Se pare că acel apogeu va fi atins în curând, din nou. Până data viitoare, la o nouă poveste de viață, să auzim numai de bine, la revedere!